Nu te-am zis să nu mi-ai, că nu pot să mă de mea. Vezi că nu dai peste copilul. Este un luci. Nu, sper că nu a deschis ușa, nu? Te rog să mă lași în pace. Sper că în geanta spate, sper că n-a deschis ușa. N-a deschis nimic. Acasă eram, cât am ieșit de București la Casa Sfântei, ajungeam acasă. Da. Pe acum sunt la Ikea. Suntem la Ford, hai. Așa, auzi, suntem la Ford. Asta. Tot acolo, unde sunt toate molurile, Ikea, toate astea. Ne chem acum, din aglomerația asta, dar și de la magazine. Și popod e bară la bară. Și o ia pe popod, îi transmit. Bine, voi ce faceți? Da, am vrut și eu să te sunam, era că tot ajung mai devreme, dar...
3 și 20, 3 jumate. Na, nu conduc eu. Chica așa face. Ce să mai? Păi cred că a făcut turul în București. Bine că nu e vineri, dar tot aglomerație. E mai rău că aici tot rău e. Bine că mi-am făcut, dar și ăsta zice că intră între 7, iese peste 7-10 zile. La fel. Da, să iasă. Bine. Ce să vă zic, o seară bună. Po, aia mi. Bine, pa. E, oricum CT-ul a fost ușor față de remene. Păi și am stat destul de puțin înăuntru. Și a fost și descoperit, nu era ca la remene. Da. Bine, mă. Că a făcut la grădință, n-a vrut să doarmă, a făcut pipi pe ea. Nu. Și aseară a făcut pipi pe ea. Nu. Ieri acasă, aseară. Și chiar schimba programul, fi obosită, o fi răcită. Dar zice că s-a dus în baie și i-a dat pantalonii jos, chiloții jos și a ieșit dezbrăcată de acolo. A știut ce trebuie să facă. Și a ieșit dezbrăcată. Balotiști, da.